private teaching. Participants are encouraged to demonstrate their farming practices in the teaching workshop. The private teachings are broadcast in English live over the internet through a secure private channel every Wednesday at 10 a.m. to 1 p.m. Central European time. If necessary, you may bring a translator to the workshop. All applications are required to provide proof of their education and professional qualifications, must pass a security background check, and are required to sign the Keshe Foundation's World Peace Treaty, which can be found at the translators that attend must also pass a security check and sign the World Peace Treaty. For details on how to join the private teachings in agriculture, send an email to agriculture@kfssi.org stating that you'd like to participate. Include in the email your education and agricultural experience and reasons for your interest in plasma technology. Applicants will be contacted with further instructions and details on the application process. The Keshe Foundation is extending an invitation to medical doctors of any practice and specialty to apply to the Foundation's private weekly medical teaching workshop. This includes medical doctors, dentists, and veterinarians. Scientists at the Keshe Foundation developed different types of plasma therapies and cures that utilize advanced non-invasive plasma technology. The weekly private medical teaching workshop educates doctors to the plasma science behind the therapies, along with the functionality and operation of revolutionary plasma medical devices. The goal of the private teachings is to add plasma health knowledge to the profound knowledge of medical doctors. The weekly class is broadcast live over the internet through a secure private channel every Wednesday from 2 to 5 p.m. Central European time. Presently, the class is only offered in English. However, you are free to bring a translator to the class. If you can't participate in the live broadcast, you can watch them later at your convenience through a private internet portal. Every patient's case that is discussed in the workshop will be kept anonymous and private. This includes cataloged findings and data gained from the analysis of a patient's health issues. Any medical doctor in the world who wants to participate can do so by sending an email to doctors@spaceshipinstitute.org. In your email, please state your willingness to participate in the medical teaching workshop. If you're planning on bringing a translator to the workshop, please state this in your email as well. After we receive your email, we will contact you with instructions on how to apply to the workshop. As a part of the application process, applicants who apply, including any translators brought into the workshop, will be required to sign the Keshe Foundation's World Peace Treaty, which can be found at the following web address. All applicants will be required to provide proof of their education and ability to practice medicine, and will also be required to pass an extensive security background check before they are granted access to the teaching workshop. Helpful plasma technology is here, now, the use of which is increasing exponentially on a day-to-day basis on every continent. We encourage you to come and learn about this revolutionary technology. Apply today. Bună seara! Bine ați venit la noua și ultima sesiune de studii publice a Institutului de Navete Spațiale a Fundației Keshe. Este ultima sesiune din acest an. După cum spuneam, vom reveni cu sesiunile de studii publice de la jumătatea lunii ianuarie. Luna trecută au început sesiuni de studiu publice pentru agricultori și grădinari.
susținută de colegii noștri din Australia. Și aș vrea în această seară să începem prin a vă prezenta aceste cursuri publice. Ok. Nu, asta este doar așa. Să-mi spuneți dacă se vede, vă rog. Auziți? Da, bună seara. Încă nu se vede share screen-ul. Încă nu se vede, nu? Mă gândeam. Acum? Spune că a început, dar tot nu apare o imagine. E negru, ecranul negru. Să mai încerc o dată. Acum? Acum e ok. Ok. Lecție publică pentru grădinari și cultivatori. Aceste sesiuni vor fi de două ori pe lună. A început în data de... stați că asta este a doua, imediat. Să începem cu prima. Nu e bine. Tot asta mea. Așa, se vede acum? Încă nu. E tot ecranul, nu? Your screen is paused. Nu știu, deci. Aha. Dacă am descoperit aici opțiune nouă, resume share. Nici acum nu se vede? Încă este ecranul negru, domnul Crețulescu. Am mulțumesc, domnul Potâng. Prima dată ați reușit. Da, am reușit pe un document mergea, pentru că pe al doilea nu mai vrea. Nu știu, zice că your screen sharing is paused. A luat pauză, da? Îi dau resume sharing. Yes, Păi dați-i stop sharing și după aceea... Conjurător al acestor plante și din demonstrațiile de până acum, sau mă rog, din cifrele, din experimentele de până acum, s-a cam clarificat situația că nu e nevoie de aceste solarii, de aceste sere. Chiar am văzut niște poze de la domnul Șandor, cred că undeva în august, undeva în Victoria, unde era o zonă foarte rece, după ce a avut concediu parcă acolo, parcă așa rețit, și au niște roșii foarte înalte și dimineața era foarte, foarte frig acolo. Și creșteau foarte bine roșiile. Nu știu dacă vă aduceți aminte de postarea asta de sus. Și nu uitați să faceți poze în diferitele etape de dezvoltare pentru adică comparative cu lotul martor. Sunt foarte utile. Chiar dacă nu apare diferență mare, e bine din timp în timp că nu se știe când începe. Unele se dezvoltă mai mult la început, altele mai târziu, altele în fază de producție. E bine de făcut poze comparative din timp în timp. Absolut. Și revenind la experimentul cu frigiderul, domnul Dudaru, singurul neajuns, așa cum a spus și dumneavoastră, a fost că și lotul martor
a fost influențat de către celelalte, dar practic oricum s-a demonstrat că știind dinainte că aceste plante rezistă în frigider o anumită perioadă, perioada s-a lungit la dublu, aproape triplu față de în mod normal. Singurul off ăsta este că fiind pus în același frigider, practic și cele care nu au fost tratate au rezistat aproape la fel de mult ca și celelalte, deci oricum au rezistat mai mult decât dublu. Oricum a fost un succes, numai nu a existat acest contrast, bineînțeles, între cele două. Știți cum e? Zice, dovada. O, da, știu, mă lovesc de ea pe care. Păi să știți că e foarte importantă dovada, că toate cunoștințele mele așa mă întreabă. Dovada, să dovedim practic. Da, așa pățesc și eu, dar nu mai bai. La început mă deranja, acum deja m-am obișnuit. Este caracteristica speciei umane, așa cum spune domnul Cheșe de multe ori. Da, deși ce spune dumneavoastră experimentele contravin ce gândeam eu, eu gândeam că un mix solar pentru răsaduri ar forma un câmp plasmatic interior, ar porni planta a crește într-un anumit fel și pe urmă, da, într-adevăr ar merge pusă în câmp liber, da. Mă rog, mă gândesc că sub folia aia de plastic chiar ar face un câmp plasmatic acolo și ele ar crește într-un anumit fel, ar porni să crească într-un anumit fel, da? Mă rog. Asta e numai ideea mea. Probabil la pornire, într-adevăr, are un efect bun, benefic. Okay. Să nu uităm că pe întreg parcursul vieții acelei plante, acea folie, acel solar, izolând și filtrând atmosfera, ea nu mai poate să se hrănească atât de eficient ca și când nu ar fi. Dar ca și pomire nu este o idee rea. De ce? Ok, dacă am încheiat cu acest subiect, putem să trecem la următoarea prezentare. Mihai? Da, aș dori să fac o trecere de la subiectul anterior la ceea ce urmează. Și anume, ca o concluzie, să nu uităm că și în lumea plantelor totul se rezumă la interacțiunea câmpurilor plasmatice, câmpurilor magnetico-gravitaționale. Acestea fac să crească, să dezvolte plantele, să aibă un aport energetic mai mare sau, dimpotrivă, să fie unul mai mic. Acest aspect îl vom observa în articolul, în prezentarea următoare, care ține de combaterea agenților patogeni. Este un fragment de scurt, de 10 minute, din ultimul workshop, numărul 149, dacă mă amintesc. Da. Iar am mici. Este full screen, vedeți? Se vede? Înainte de a începe? Se vede. Da, vedem. Mulțumesc. Sure, yeah, thank you very much. This is to add to the knowledge and it's important. We shared it with the doctors yesterday and I shared it with the others for past few years, but it is important to come to a full understanding. If you go back to book number one and book number two, this has been explained. If you go into the patents, it's written in the patent, especially the medical application patent. If you go into the teaching of past few weeks, past few months and years, We spoke with about the CO2. I'm going to change the color that you can see easier. We spoke about the CO2, and the CO2, how CO2 affects the viruses.
what we have seen is that in the clinical test, in every other things we do, we have the, let's say, Ebola or HIV as a virus. As we explained in other teaching, this, with this viruses, you have the amino acid and you have a backpack energy, which we call it the viruses. Depending on its strength, we have given them different names. But in fact, what is important is that this amino acid inside, which is your NOH, Mr. Cohen, is always the same. We saw how, because of the dynamic shape of the plasma in interaction with this material, we have managed to change its strength, and in a way we see the end, how it works and how it has interacted. We seen that's why the cancers are very effective in respect to viruses. One of the points which has been a stumbling block and we had to look into to explain, and it's been explained in many of the teaching, is that what do we do with problems, microbes, germs, parasites, which are amino acid based? Let me just, I have to stop this. The amino acid based entities do not have extra energy. The amino acid based entities have and partially can be affected by the CO2. But not all of it. When we cultured bacteria and microbes and things like this in the laboratory, we see partially, but not fully effective. Go back into the teaching. Here with CO2, the viruses have changed the strength. With amino acid based, we have to find a new solution. We cannot touch the carbon because it just changes the line of communication. We cannot change the oxygen because it's the holding. It can increase the strength of the field of the plasma or reduce the plasma of the amino acid. Hydrogen is a link for transferring or deciding on a full size dimension and transfer of energy in and out. Nitrogen is the decider of how much this plasma will dictate in its transfer of energy, in its concise. So we cannot touch the O and C at the moment. In a future teaching, I'll show you the effectiveness of how you can work with these. But what we see, we can change the nitrogen. Those of you who work around trying to sort out something for bacterias, for microbes, for parasites, you have to bring your attention into production of nitrogen. You can do two ways. You can use nitrites to create nitrogen oxide or to create energy that you can interact with nitrogen, that you can handle microbes, parasites and bacteria, because these are earthly dependent, so you have to dictate the condition of the earth which dictates their size and the position. When you produce the different amino acids with copper or zinc, you saw how different shape and color and orientation and thickness of the amino acid on top of the box, on top of the water.
So this should have given you an indication. Something is dictating the size of the and the shape of the amino acid. And that is the nitrogen. The strength of the nitrogen, which that environment creates and attracts. So if you are going into the next step of the health application or germs or bacteria, you have to consider the introduction of the nitrogen into the process. But when you introduce nitrogen in a scientific way, you have to understand what it affects, what it works, and how you're affecting it. The work of the nitrogen comes in not in a matter state, but in a gaseous state. But when the nitrogen is in a gaseous state, it's in a plasmatic vacuum condition of the body of the man, it works on the transfer of energy which it gives to the hydrogen. And if you look at it, we always said the hydrogen is at the end. So the energy received by the release or interaction of the nitrogen dictates the position and the strength of the absorption and reduction of the fields at the end of the plasma, which is what we call Coulomb's barrier or plasmatic barrier. So what you need to take step further is the change of nitrogen dictates the structure of the amino acid. So if you change the strength of this or affect the operation of this, you can handle anything which is amino acid, acid based. So if you understand this, you can go in changing all the bacteria. People who had a problem with solving malaria should understand this. One of the best ways to handle, to create the material to handle nitrogen is get collaboration from another material which is connected to the behavior of nitrogen. One of these materials is silver nitride, because already has a position and condition, and nitrogen responds to silver nitride in its atomic decay structure. I have taught this yesterday in the medical application. We don't have much time. I try to condense it and we go on it next time. The reason for it and the operation of it, next teaching, I'll go into it in depth. But for the time being, till next week, I would like to explain to you how this works and how it's effective. Those of you who handle parasites, those of you who handle microbes and bacteria, you have to look into existence of nitrogen and the centralization of it. It's in the book one. Hello, Mr. Keshe. Hello? We lost his connection, but he's still on the list of panelists. Yeah, and it's still showing that. Whoops, a bit, it was a dropped out there. Yeah, okay. Hello. Hello again. I'm back again. Yeah. Okay, you just I stopped when you fell out. When I fell out, I stopped. I could see it. So what we see is that we need to add to the knowledge that all of us understand the work of the bacteria and microbes and parasites. This is why some of you have a success with parasites, with malaria, and some of you don't. Some of them have problem with the infection, some of you don't. It depends on what strength you use and you chose to interact with the nitrogen. On next week's teaching, we'll go in depth in this, because that's a new opening in the Board of Science of Medicine and the operation of the body. You need to know it for deeper space, because without it, you will have a huge problem to sustain the body of the man in the space and in its own total integrity. So those of you who are working on that side, look into the nitrogen, nitro oxide, look at the silver nitride, and then I show you the full structure, why and how silver has been one of the main, what we call
materials which has been used for centuries by people. Because now you understand the scientific purpose, the what you call it, the knowledge behind it, and how it operates and how it connects to the body of the man. Da, acesta a fost materialul. Este foarte important să reținem importanța azotului în lupta cu agenții patogeni și legătura acesteia cu azotatul sau nitratul de argint. De asemenea, probabil că mulți dintre dumneavoastră știți importanța argintului, a ionilor de argint, a argintului coloidal în lupta cu agenții patogeni. Știți că încă din vechime se foloseau vase de argint pentru consumarea hranei și apei și cei care le foloseau se îmbolnăveau mai puțin sau aproape deloc. Să vedem lecția viitoare, adică workshop-ul public de mâine, numărul 150, care vor fi detaliile date de domnul Cash în această privință. Dacă aveți observații sau comentarii la materialul prezentat, dacă nu, aș propune să aprofundăm un pic subiectul și să trecem la proprietățile magnetico-gravitaționale a bacteriilor și virusilor. Este vorba de un mic fragment dintr-un workshop din anul 2014. Vă ascult! Cum vi s-a părut materialul? Foarte tare, foarte tare. Probabil de-aia nu sunt nici întrebări sau alte păreri, pentru că este ceva nou. Aș face o mică paranteză înainte de a continua, poate mai avem și alte întrebări. Până atunci, exista un medic, a murit acum câțiva ani, Bob Beck, care a inventat o... a descoperit, mai bine zis, o modalitate de a lupta împotriva cancerului și a tuturor afecțiunilor virale din organism, inclusiv HIV. Era destul de simplă și este destul de simplă și ușor de aplicat. Pentru aceasta a fost scos din Colegiul Medicilor din SUA, a trebuit să plece în Canada, i s-a luat dreptul de practică. Esența acelei metode se numește protocolul Bob Beck, după numele celui care a descoperit, este legată de anihilarea unei proteine, unui aminoacid care se fixa și hrănea atât virusii cât și celulele canceroase. Bob Beck găsise o metodă prin care anula acel aminoacid sau acea proteină și astfel virusii și celulele canceroase erau dezactivate și era destul de rapidă și ușor de folosit. Era vorba de o microelectroliză, să zicem așa, a sângelui și prin trecerea unui mic curent prin circuitul sanguin se dezactiva acea proteină. Deci era vorba tot de legătura aminoacizilor, azotului și puterea acestora. Dacă aveți alte adăugiri și înainte de a trece la următorul material, observați, întrebări? Poate o să avem la sfârșitul acestui mic material pe care propun să-l urmărim în continuare. Anywhere in the universe, you can create it. You can have whatever you need. You don't need to be dependent to come back to Earth because you have to take some piece of a steak, or you need a piece of aluminium for a component somewhere in the system, or in your, in the, what do you call it, in the craft you fly. In time, the scientists will make the chart and the systems that will come. It's very much that you go to a shop
And you can buy any kind of, what do you call it, materials you need. It'll be changed, it's a huge revolution, it'll create a huge unemployment. But the creation of huge unemployment will bring peace, because people have more to serve and enjoy the quality of the life which is in the universe. Nobody goes to work 9 to 5 to earn something that he can put in his mouth that the body can survive. Nowhere in the universe anybody works 50 days a week or 98% of their lifetime to have 2 weeks holidays, to have 2 weeks rest. This is the misconception, materialistic dependent of man, which has been growing and growing. And now we put an end to it. We've seen people in China have started making cups of life and they do all sorts of things. Use the cups of life, if you make it the right way, to be the storage capacities of life, not for you to drink and then just carry on. We have shown you small ways, little things on the way in past months and years. But now we bring it all together, that as Elias said yesterday, it's like a jigsaw pieces all there, now it's coming together that you can see the beautiful picture. Then you understand, if you have a virus, what does a virus do? It has more fields it needs to give to be attached and to move. You put it in a container, you create a field container that it can strip it of its surplus by linking to the magnetic gravitational field of the stronger material. There's no virus anymore. This is how we are handling the situation and the research in Ebola in Africa. Observați cum povestește Domnul Kirsch despre interacțiunea câmpurilor. Câmpul mai puternic interacționează cu cel mai slab și îl dizolvă. We don't destroy the Ebola or what they started to test yesterday as preliminary tests as Ebola, because it's not very far, but at least it's safer. When is a virus, it's energy dependent. All you do, you put a gravitational magnetic material like a CO2 or copper oxide or other materials which we developed near to it, that is magnetic field links to the new material. And by linking to the new material, its energy does not go in or extract from the blood cells to become thinner, that they pass through the wall of the body, that it causes the bleeding and death. That's all it is, as simple as this. That's why you saw the reduction in gamma rays in Fukushima instantaneously. It wasn't that the system took half an hour to measure how much radiation was reduced. It was the man-made systems which needed half an hour to detect what happened instantaneously. So, in cases of the viruses like Ebola, like Ebola and AIDS, which now we started full physical test in Africa yesterday. Now we drain or we link the energy of these, what you call viruses, these molecules with this extra energy into the link of the materials which are in the state of plasma, what we call GANS. So they link to each other quickly. You don't need to go and find it. The process of killing is a habit of man, and that's why you have all the problems. Process of sharing and understanding and facilitating is the behavior of the universe. Observați diferența între metodele gen chimioterapia și procedeul plasmatic. Una distruge, cealaltă echilibrează energia. So, when you produce the GANS in Fukushima or in Ebola or any other condition, you don't destroy the Ebola. You facilitate to extract this extra energy to in line with other materials which is in its wavelength, which is in its strength. If the material does not work on Ebola, it means two things. It's out of tune, it's like what I said, it's on the 99, or it's on 98, or it's 110, or 100. But
Aici este vorba de mase atomice, de cât îmi amintesc. Ebola is at 99. So, you have to find a material which is at magnetic gravitational field of 99 that you can link up with the fields of Ebola and it, you attract it and becomes part of you. So, that extra energy is not available to extract or produce conditions that the other cells in the body reduce in size. You got to understand the viruses in universe are called viruses for one reason. They give energy or they extract energy because they needed the center being weak and needs a stronger field. Very much like the capacitors and the resistors you created, as I showed on the layer of nano layers. They are like a nuclear materials radiate radiation out. If you have viruses with radiate radiation out, it is very easy to control because it's easy to start with the hairlines of the silkworm. You can get right to the silk in the middle, to the worm. The viruses which go from in and they take fields from other materials, these are not that hard to what you call control. But you have to find a way that you can put a plasma on the way that becomes the source and detect, what do you call it, disconnects the connection to your material to body. What this means is that you put a system that a battery available to the virus, that the virus takes the material from your battery at a given rate, and in that time it gives you a chance for the body to repair itself. And then you remove it, because you put the material, you put the battery there, you can remove it, and in removing it, you remove the virus. Microbes are totally and utterly the product of the atmosphere of this planet. Outside the boundary of this planet, you hardly find microbes which affect the body of man. Aș dori să fac aici o mică paranteză, dacă mai țineți minte din workshop anterior, în care vorbeam despre condițiile locale, condițiile acestei planete, că un suflet se e atras de anumite condiții și are un, o anumită structură, un anumit corp fizic în care vine, în concordanță cu condițiile locale ale planetei. La fel și virusii și microbii, cum spunea domnul Cash în paragraful anterior, sunt caracteristici acestei planete, deoarece sunt produsul interacțiunii câmpurilor plasmatice sau magnetico-gravitaționale ale caracteristicilor acestei planete și nu îi găsim în altă parte. But in the universe you have viruses. Viruses are magnetic gravitational field dependent strain. Let's look at Ebola. Why does Ebola lead to bleeding through the tissues of the blood vessels? Ebola is of the second characteristic. It takes energy from the blood cells that in time they reduce in size that they can pass through the wall of the blood cell. So they penetrate. You go and buy a poison to do this job. There is no difference between what you call the medicine is given, the rat poison is given to the people who have heart valves to thinner the blood, or aspirin, and Ebola. Aici, domnul Cash, vorbesc despre o travă de șobolan. Există acele bobițe de grâu înmuiate în o travă care au ca efect subțirea sângelui șobolanilor, celor care mănâncă acele boabe de grâu, și produc o hemoragie internă și astfel survine moartea. La fel există anumite pastile pentru inimă care subțiază sângele. Aspenterul, de exemplu, și la acesta se referă domnul Cash, face un paralelism între o travă de șoareci și medicamentele pentru a subția sângele și în comparație cu Ebola. So, you reduce the size that it can go through. We know as matter state this technology very well. In washing powders, present washing powders, they use the oil of orange, because of its narrowness and its thinness, to be able to pass through the cloth to take the dirt with itself. That's why you can wash at lower temperatures.
In the olden days, you had to cook and cook till you could separate the dirt from the cloth. The same as what you do with boiling of the copper wire. Now, with orange, because of its small structure, you pass it through and you can work on a lower temperature in your washing machines. The same process applies. Now, Ebola does two things at the same time. In one sense, it reduces, extracts energy from the red blood cells or the plasma of the blood. In another sense, as it extracts this, it transfers in a very direct way the energy to the wall of the blood vessels. So, in reducing one, it hits the other one to expand. So, that's why it's a rapid death. If you can produce or introduce gases which can cross the wall, the energy of the body, that they can join the blood circulation system very rapidly, the energy which is extracted from the plasma of the blood, when I call plasma, not plasma, as we talk in blood plasma, as gravitational magnetic field of the cells of the protein, we call red cells or the white cells, then there is no effect. Then the energy will not come out of the red blood cells to be thinner, that will be given to the wall, that will be strengthened. And it opens up, that it leads to bleeding and death. So you create the balance, and in time, the gas state will be discharged into the liver or into urine and it just comes out. So, you need enough time to take whatever is created out of the body. And this should give us a chance to do it. Would it be done by infusion of blood system, coated with nanomaterials or gas materials? We have to see what the trials bring. There is no failure. If it doesn't work, it means we haven't created the right gravitational magnetic component to do the job. Can we use external materials? Possible. We are looking at it. So, from now on, we stop using transistors and resistors and capacitors and batteries. Where we use the same terminology, but in components being made of what you call gas of materials, plasma of the materials. The work will be so fantastic, the energy transfer will be so quick, the information transfer will be, the present computer systems will be like obsolete, like a dinosaurs. But, then you understand the component size will reduce drastically. Because one plasma of CO2 carries enough energy to last your lifetime and plus few generations of your great-grandchildren. Because a plasma, by releasing its energy from its center, is staying as an atomic hydrogen that is part of the water which has been on this planet for thousands and millions of years, has enough energy to be able to stay hydrogen for millions of years. It carries a huge amount of energy in its principle, in its center. The energy you take out of it is a fraction of its lifetime. It's a spring which you put in a clock, which never completely unwinds when it always have energy because you didn't release it fast enough. Then you understand, in a very simple way, there is no need to create wars to have energy. Acesta a fost fragmentul care am vrut să vi-l prezint. Este foarte condensat și încărcat de informație. Dacă aveți observații, completări, întrebări, sunt binevenite.
Vă ascultăm. A fost foarte interesant, mai ales pentru partea medicală, a înțelegerii a părții medicale ale acestei științe. Și acum, dacă îmi permiteți, aș vrea să... Cel mai important lucru cu care am rămas eu după acest fragment este diferențierea între virus și bacterii. Acum, hai să văd dacă eu am înțeles corect și ridic mingea la fileu. Din câte am înțeles eu, virusii sunt... entități care nu au timp energetic și se folosesc de energia noastră sau, mă rog, a corpului în care trăiesc sau a celulelor, iar bacteriile au energia lor de sine stătător. Nu știu, am înțeles bine. Eu cred că da. Acum există și o diferențiere din punct de vedere al mărimii între virus și bacterii. Virusii fiind mult, mult mai mici în comparație cu bacteriile. Da, ok. Nu, mă gândeam la acest aspect, care mi se pare foarte important, exact în momentul în care dorim să tratăm. Să știm exact cu ce avem de-a face, pentru că tratamentul este foarte deosebit. Adică, practic, la cum văd eu lucrurile sau cum le înțeleg eu, este exact opusul. În momentul în care tratăm o boală virală, trebuie să intervenim cu niște câmpuri magnetico-gravitaționale care să energizeze acești virus din exterior, ca în același timp corpul să se poată reface. Exact. Așa am înțeles eu. Iar în cazul în care tratăm bacterii, atunci ar trebui să gândim acest link, această conexiune între bacterie și, eu știu, plasturile, de exemplu, cu gans, să-l facem exact invers, adică să creăm acea punte între ele, să fie de aceeași magnitudine, dar exact invers, adică să fie gravitațional acest plasture ca să extragă energia din acea bacterie și astfel să-i scadă puterea. Așa gândesc eu și e o chestie chiar importantă în partea medicală. Nu putem trata orice cu orice. Deci e un punct de vedere, sau cum să zic, o informație importantă în direcția abordării diverselor boli. Cred că mâine, în workshop-ul de mâine, ne vom lămuri asupra acestui aspect. Domnul Cheș a promis că o să intre în detalii. Nu, așteptăm, bună răbdare. Da. Așa este. Înțelegând principiile plasmatice, ne va fi mult mai ușor ca să vedem cum apar afecțiunile sau bolile și cum le putem echilibra sau trata. La fel și cu partea legată de agricultură. Doar că trebuie să învățăm să gândim în termeni plasmatici. Să vedem totul ca o interacțiune a câmpurilor magnetico-gravitaționale. Gândiți-vă că am fost obișnuiți să ne raportăm la partea fizică și chimică a Universului, a naturii înconjurătoare și ne destul de greu acum să ne schimbăm viziunea. Știți că obișnuința, se zice, e a doua natura omului. Dar această
tehnologie vine cu informație de la baza, cum să zic așa, formării materiei și universului, explică totul pornind de la fundamentul acestuia și probabil acoperă multe gapuri, multe părți lipsă pe care le-am constatat fiecare. Da, e un drum al noi conștientizări, al depășirii unor paradigme de, oh, Doamne, suntem la început, dar singura cale prin care putem evolua este să înțelegem și să încet, încet să ne debarasăm de obiceiurile noastre și să gândim în noi termeni. E un drum. Nu spun că e ușor, dar cred că este singur. Păi, cred că am putea să încheiem. Deja aproape 9:30. Se apropie sărbătorile, este ultima sesiune. Să anunțăm când va începe nou semestru? Pe 18 ianuarie. O să avem prima întâlnire din anul 2017. Așa este. Încă n-am stabilit data când vom începe cursurile private. Dar vom anunța. Acestea sunt doar pentru cei care sunt înscriși la cursurile fundației. Vă reamintim că este vorba de o donație de 100 de euro și puteți deveni student. Minim 100 de euro. Minim 100 de euro. Apropo, dintre participanți, nu dorește nimeni să mai înscrie? Ba da. Ca să nu fim noi singurii care fi centrăm și dăm cu capul. Da. Da, cursurile sunt în limba română? Da. Ce ținem noi? Ce ținem noi va fi în limba română? Da, da, da. Dar gândiți-vă că aveți la dispoziție toată banca de date, deci toate cursurile care s-au făcut în privat în 2015, deci toate trei trimestrele, deci aveți la dispoziție toate cunoștințele care s-au derulat în această perioadă, deci numai și atâta face mai mult decât acea 100 de euro. Cel puțin eu așa am considerat. Nu mai vorbesc de cursurile la care asiști zi de zi. Și nu vă speriați, nu e ca la orice celelalte facultăți cu examene, cu restanțe, cu alte minuni de genul ăsta. Nu e nimic stresant. Fiecare învață cât poate și ia de la din această tehnologie cât vrea și cât poate el și ce este interesat să ia. Da, da. Este o învățătură de la suflet la suflet, cum spunea domnul Cheș. Nu o să vedeți aproape nimic didactic cum am fost noi învățați. Nu vă forțează nimeni să vorbiți sau să puneți întrebări, doar dacă doriți sau simțiți aceasta. Sunt 6 ore pe zi la cursurile acestea. Dintre la care... La engleză. Da, dar la acestea ne referim. Nu, dar cele în românește. Va fi o zi, zi pe săptămână? 3 ore pe săptămână. 3 ore, da. Deocamdată. După masa sau în afara programului? Că... Da, da, tot așa spre seară. O să stabilim o zi din săptămână. Practic vom recapitula cursurile private susținute de domnul Cheș. Cam asta o să fie tematica. Da. Și m-aș înscrie, da. Curaj! Că nu, era problema că nu știu engleză, de asta zic. Și nu, nici nu pot, adică... Mult mai greu. Aceasta a fost și scopul pentru care
vom ține aceste cursuri private. Pentru cei care nu stăpânesc bine limba engleză sau nu au timp să le audieze în timp real pe cele care le ține fundația. Deci acum se face un efort susținut pentru subtitrarea lecțiilor care s-au ținut în urmă în limba engleză, că traducerea va fi mult mai ușoară dacă sunt subtitrate. Și apoi, probabil, noi împreună cu, și cu Kate, care văd că a desfășurat o muncă titanică, dar poate ajutăm și noi cât de cât să traducem toate cursurile care sunt, eu știu, poate numai chiar dacă le vorbim, eu știu, le analizăm în direct și tot este mare lucru, pentru cei care nu stăpânesc limba engleză sau vorbesc foarte puțin limba engleză, nici noi nu suntem specialiști în limba engleză, știm și noi cât știm, și să putem să aducem la cât mai multă lume cunoștințele acestea, care sunt foarte importante, după cum vedeți, în toate domeniile și noi nu o să putem să cuprindem, suntem câțiva oameni, poate dacă vin mai mulți, poate într-adevăr vom fi și noi o forță în domeniul plasmatic. Și tot pe calculator, pe Zoom. Aceeași platformă. Pe Zoom. Da. Exact cum folosim acum platforma, așa va fi și atunci. Doar că va fi un canal privat în care vor putea să intre doar cei care sunt înscriși la curs. Da, și cum ne înscriem? Imediat o să modalitatea. Și nu uitați că sunt niște workshop-uri pentru copii, foarte interesante. Unde se explică mai pe înțelesul tuturor, adică... Asta care le... Da, deci s-au ținut un an de zile, s-au ținut de câte domnul Cheie și acum deja sunt alți profesori care țin aceste cursuri și ele se țin, deși copiii sunt puțini, dar ele se țin în ideea că vor fi urmărite ulterior. Primele 6 au fost subtitrate în limba română de către Katie și mulțumim pe această cale pentru munca depusă. Da, eu zic că putem să le abordăm și pe aceste lecții care le ținem noi, pentru că sunt foarte interesante și se poate învăța foarte mult și de acolo. Practic, consta un ABC-ul plasmei, să zicem așa. Nu, că sunt interesante. Eu m-aș înscrie, da. Puneți. Există o aplicație pe site-ul fundației, o să fie expusă acum de colegii mei. Trebuie să vă introduceți datele personale și să răspundeți la niște întrebări. După ce plătiți, după aia urmează o perioadă, o verificare de securitate. Da, că am văzut că... Pentru ca să fiți de acceptul. Și cum plătesc? Transfer bancar. Cum? Transfer bancar. În cont, cu cardul. Da, exact. Da. Mi se dă un cont în care vi las banii. Da. Amsterdam parcă e banca. Da. Dacă aveți cont de euro, e mult mai simplu, că plata se face în euro. Nu, am cardul de salariu. Dar prin bancă se poate plăti, ei se transformă în lei, în euro nu e nicio problemă. Așa. Vedeți că pentru primul an mi se pare că este și o taxă de prelucrare a datelor de 50 de euro. Nu. Se vede, este site-ul, aici trebuie semnați și tratatul de pace, semnătura, aici aveți contul și aici trebuie să completați formularul, eventual luați pe cineva care înțelege limba engleză să vă ajute. Da. O să postez link-ul în chat.
Eu am încercat la mine în întreprindere să popularizez, dar nu prea am avut succes. Am zis că poate cei mai tineri poate vor să... Dar n-am avut deloc succes. Am zis, dacă eu m-am apucat la vârsta mea să mă fac student, zic, poate ceilalți or fi și ei mai aviți de învățătură, dar nu prea am avut succes. Și e vorba de... mai greu cu cei tineri. De o anumită deschidere interioară. Da. E legată și de partea sufletească și de aspirație și de... Nu doar dacă vrem energie, e suficient să credem la așa ceva. Media de vârsta celor interesați de această tehnologie este între 40 și 60 de ani. Deci, practic, noi suntem cei mai tineri, eu cu Mihai. Deci, eu am depășit vârsta. Senior, domnul Zlut. Senior plasmatic. Da. Încă oamenii nu sunt pregătiți, dar au nevoie de dovezi. Da, încet, da. Încet. Asta. Încet vor să aibă și dovezile. Nu au încredere. Da, nu au încredere. Încă nu au deschidere, încă nu văd. Au fost foarte multe minciuni de acestea în domeniul științei și atunci nu prea au încredere. Și citind prea multe informații, tinerii și rămân dezamăgiți, nu mai cred nici că atunci când apare o tehnologie de acest gen. Acesta a fost unul dintre mecanismele cunoscute de denigrare a acestor tipuri de tehnologii. Să bage foarte multe chestii asemănătoare care nu merg. Unii le încearcă, nu merge, totul e o porcărie. Și nu mai încerci nimic, nu mai crezi în nimic. Și când apare ceva autentic, nu mai crezi. E ca aia cu lupul și oile. Iei țapă de două ori, a treia oară nu mai e. Deci, da. Și în general, oamenii vor să câștige bani, să aibă un servici. Așa este. Dar gândiți-vă... Să aibă un salariu, nimeni nu-ți dă salariu dacă... faci cursurile astea. Sau eu știu, cum suntem obișnuiți noi așa. Câștigul este mult mai mare pe cealaltă parte. Știu, eu mi-am dat seama, da. Pe termen lung. Da, așa este. Aspectul material este doar o mică parte a întregului. Da, bineînțeles. Da. Bineînțeles, și acesta este important, dar nu e esențial. Da, asta așa este. Dacă nitratul de argint are o influență asupra azotului și... Păi conține azot, nitratul de argint. Da. Atunci, dacă am face gansul de argint sau apa de pe gansul de argint, ar avea o influență pozitivă asupra virusilor? Cu siguranță da. Doar că vă recomand să așteptăm și workshop-ul de mâine, în care vor fi mai multe detalii. Dacă am avea, de exemplu, obiecte de argint nanocotate, ar fi benefice dacă le-am purta. Gândiți-vă că argintul chiar purtat la gât sau la unde vreți, pe corp, în anumite condiții se înnegrește. Ține de condițiile locale, să zic așa, de metabolismul uman, de starea psihică, de tot un fel de nanocotare. Deci înseamnă că interacționează cu corpul foarte ușor, argintul. Exact. Iar dacă este nanocotat, bănuiesc că influența este mult mai strânsă, mai mare. Da, doar că trebuie făcut o nanoacoperire controlată, cum spunea chiar astăzi în materialul domnului Grudaru, domnul Cleș. Contează cum este făcută, nu la întâmplare, în anumite condiții și cu anumite intenții. Așa și rugina este o nouă acoperire, să zicem, așa. Doar că e la întâmplare, a oxidat fierul. Și cursul de workshop-ul de mâine, când îl putem, mă rog, recapitula. În ianuarie, pe 18. A, pe 18 ianuarie, da.
Noi ne străduim să extragem din el anumite pasaje pe care le considerăm relevante și să le prezentăm în următorul workshop public în limba română. Ați observat că de când am început acest workshop în limba română, de 9 lecții încoace, am cam ținut această linie, am cam prezentat ce a fost în ultimul workshop public. Am considerat că sunt informații interesante și trebuie să vi le aducem la cunoștință. Din acea vastitate de informații care abundă în toate workshop-urile. S-ar putea că ca în ianuarie, când începem să adunăm mai multe workshop-uri. Nu știu dacă domnul Cheșe se va opri. Din câte am înțeles că nu. Așa scria la un workshop privat săptămâna asta, vor fi pe timpul vacanței funcționale doar cele publice de joi. Și anul trecut a fost la fel. Da, exact. Dacă nu cade Crăciunul joia, sau poate nici atunci nu se oprește. Nu s-a oprit nici de Crăciun. De Crăciun a fost workshop. Și acum pică din nou, 25 duminică. Deci vom avea vreo 4 workshop-uri de prezentat. Da, deci trebuie să facem rezumatul rezumaturilor. Exact, exact. Sau cel puțin să le ținem un pending și să le avem pregătite, să le facem mai condensate, cum a fost astăzi, de exemplu. Da, da, da. Vis-a-vis de ce spunea Dorin, cred că dacă am face un ganz de argint, ar trebui să folosim un mediu de cloră de argint. Părerea mea. Un mediu? N-am înțeles că s-a întrerupt. Un mediu de cloră de argint și partea de nanomaterial după placă, după plăci, o facem tot în acest mediu. Presupun, mă gândeam acum și am zis să intervii și eu să zic ceva. Și atunci am păstrat un piculeț de șablon cu ceea ce ne-a învățat dânsul până acum. Ce zici, Mihai? Mă gândeam, cei care au realizat gans de zinc sau de CO2, am folosit același mediu, clorat de sodiu. Clorat de sodiu, exact. Da, acum dacă folosim argintul, clorat de argint e destul de greu de folosit, de găsit. Eu aș merge cel puțin pentru început pe linia clasică. Sunt colegi printre noi care au făcut gans de argint în același mediu ca și cu gansul de CO2. Doar au schimbat placa de zinc cu una de argint. Exact. Și a funcționat. Chiar dumneavoastră ați făcut. Exact, exact. Vom vedea mâine. Așteptăm cu nerăbdare workshop-ul public de mâine. Domnul Cheș ne rezervă surpriză după surpriză de fiecare dată. Aș mai vrea să subliniez ceva din materialul penultim care s-a dat. Nu știu dacă ați reținut, dar domnul Cheș ne-a dat o chestie foarte interesantă pe care am mai dat-o el mai de mult, dar n-am reținut-o așa bine ca acum. Și anume, aminoacidul și fiecare componentă ce rol are în acea structură. După cum știm, aminoacidul e format din 4 elemente, oxigen, carbon, hidrogen, azot. Și aceste 4 elemente pot să facă, sau chiar fac de fapt, o structură de stea. Cu oxigenul, carbonul și azotul în triunghiul de jos și hidrogenul deasupra. Dar cel mai tare e oxigenul, el e gravitaționalul, el stă în mijloc de fapt, în mijlocul structurii de fapt. El este cel care ține structura, deci el atrage și ține totul. Carbonul are rolul de comunicator. Deci el realizează legăturile. Dacă știți, carbonul are cele 4 valențe cu care se leagă de toate celelalte elemente. Deci el face legăturile. De aceea el zice că nu ne legăm nici de oxigen, nici de carbon. Deci oxigenul ține, carbonul face comunicarea. Nu ne legăm nici de hidrogen.
pentru că el este responsabil cu energia. El face transferul de energie în interior și în exterior. Iar singurul de care putem să ne legăm este azotul, care el ce face? Are rolul de regulator. Deci el ce face? Reglează de fapt energia care intră și iese, de care e responsabil hidrogenul. În el se realizează mărimea plasmei, bariera Coulomb. Deci este foarte important de reținut, adică aspectul fiecărui element ce face în structura respectivă, și cred că pentru viitor acesta este un lucru fundamental de reținut. Rolul fiecărui element în aminoacid. Că atunci ne vom da seama și vom înțelege mult mai bine celelalte ce ne va spune domnul Cheșe când e vorba de aminoacizi. Și mereu se referă la ei. Atât am avut să adaug ca ultimă învățătură pe anul acesta. Mulțumim, domnul Brudaru. Să nu uităm că în sistemul periodic carbonul, azotul și oxigenul sunt unul după altul. Au masă de 12, 14 și 16. Adică sunt foarte apropiate. Și ultimul, cel mai greu, oxigenul, e acel gravitațional de care spunea domnul Virgil. Deci nu e întâmplător că sunt poziționate așa cum sunt. CNO. Carbon, azot, oxigen. Și hidrogenul, bineînțeles, care e primul, cel mai ușor, cel mai magnetic. Am găsit pe internet azotat de argint 50 de grame. Este, da, se găsește. La prețul de 471 de lei. Aveți grijă că e coroziv. Atac, da. Elea. Și azotatul de argint, am citit tot aici la descriere, este același cu nitratul de argint. Da, așa este. Dar noi avem nevoie de o sare, nu avem nevoie de un nitrat sau de azotat. Propun să așteptăm workshop-ul de mâine și să vor lămuri lucrurile. Dacă nu intervine ceva mai important ca să fie prezentat de către domnul Cheș. Oricum, la aplicațiile acestea de sănătate trebuie să fim foarte atenți, mai ales cu inovațiile. Dacă la energie o inovație n-are decât să aducă, eu știu, faptul că nu producem energie, în rest nu se întâmplă nimic, la sănătate poate să aibă urmări deosebite și n-ar fi bine. Deci, măcar pentru sănătate, să nu facem invenții. De-aia, până înțeleg medici cât mai mulți, mai bine ne oprim la apa plasmatică și la peciuri, deocamdată, noi, în aplicațiile pe noi. Părerea mea personală este asta. Da, aveți dreptate. Am mai găsit ceva. Numitul acidul monocarboxilic, saturat, a cărui sare de argint conține 64,67% argint. Există și în industria fotografică sărul de argint. Nu asta e o problemă, ci faptul cum înțelegem puterea lor din punct de vedere magnetico-gravitațional și cum o folosim. Vorba lui Mihai, mai bine așteptăm workshop-ul de mâine și cu urmă avem data viitoare teme de discuție. Ok, dacă nu mai sunt întrebări sau observații pe aceste teme care au fost abordate în workshop-ul de azi, eu vă propun să încheiem aici. Vă dorim sărbători fericite și multă lumină în suflet. Nu uitați că lumina e o plasmă, o energie plasmatică. Sărbători fericite la toți! Să ne vedem mai luminoși și mai plini în anul ce va veni. Sărbători fericite, colegi, și la mulți ani pentru 9 ani. La mulți ani tuturor! Ok, aceasta a fost a noua sesiune de studii publice în limba română. Sărbători fericite și să ne vedem cu bine la anul.
La mulți ani, sărbători fericite! La mulți ani, sărbători fericite! La revedere! Opresc înregistrarea, Claudiu? Da, te rog.